Astăzi jucăm Stumble Guys cu controllerul. Ei bine, poate vă întrebați cum jucăm cu controllerul? Ei bine, nici eu nu știu, sincer. Aceasta este ideea voastră, este ideea unui abonat, vă las chiar acum pe ecran să vedeți. Și da, chiar este interesant, este o idee foarte bună asta cu controllerul. Puteți să încercați și voi dacă aveți controller de PlayStation sau Xbox sau orice, ce se poate conecta la calculator sau la ce vă jucați voi și așa. Și dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo ideile voastre de challenge-uri în comentarii, deoarece, după cum puteți vedea, cum am făcut ideea acestui abonat, o idee foarte bună, foarte genială, chiar îmi place ideea aceasta. Așa pot să fac și cu ideile voastre și puteți să lăsați cât mai multe idei, câte vreți în comentarii diferite și da. Hai să începem. Prima oară intră și noi pe shop să luăm free prize-urile astea. Avem niște două free spin-uri așa pe fiecare zi cum avem noi și hai să vedem ce ar fi să ne pice o legendară. Bă, deci dacă ne pică și legendară ar fi super tare și hai să vedem. Like, subscribe și cine știe poate ne pică. N-are mă, cred că e bait asta cu legendară la free spin-uri, dar chiar spuneți-mi în comentarii dacă vă va pica vreodată la vreun free spin, de ăsta, un lucky spin, dacă va pica vreodată vreo legendară, chiar mi se pare imposibil să-ți pice legendară pe ăsta, dar ia să vedem. Du-te pe gemuri, du-te pe gemuri, așa, perfect, măcar gemurile astea le-am luat și eu. Și iar acum, hai să intrăm într-un meci normal și să sperăm că merge controllerul bine. M-a pus un băiat să intru și mergea cu controllerul, acum câteva zile pe un live. M-am jucat pe live un meci cu controllerul, dar după nu știu, mi s-a deconectat, să-i habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat, dar să sperăm că merge acum, Doamne ajută. Și chiar sunt curios dacă putem face ceva cu controllerul ăsta, dacă e bine, ia, avem harta asta frumos așa, pivot și ia să vedem, mamă, după cum puteți vedea chiar sunt cu controllerul, dacă ziceați că, dacă credeați că nu sunt cu controllerul, să vede la cum mă mișc și așa. Păi interesant, nu cred că e nimic așa normal, cred că chiar e mișto să te joci cu controllerul, e mai relaxant, că dacă stai și te joci de pe calculator și te joci cu stai să mă duc în partea asta, și te joci cu mouse-ul, cu tastatura, cu controllerul e mai convenabil, adică poți să stai cum vrei tu, ești mai relaxat, poți să stai mai relaxat cu controllerul și așa, decât cu mouse-ul și tastatura și chiar e mișto, hai să vedem dacă ne calificăm, chiar ar fi să și câștigăm, chiar ar fi super mișto, dacă nu mă lovesc eu de astea, cine știe, bă, da, ups, nu cred că mă mai calific, Mă, dar chiar sunt curios, chiar vreau să câștig un meci astăzi pe harta asta, chiar aș vrea să câștigăm un meci pe harta asta, bine, pe harta asta, să câștigăm un meci, episodul acesta, bă. Nu mai merge controllerul. Ce? Hai mă, pe bune, mi-a ieșit controllerul? De ce nu merge? Alo? Alo, controller? Te rog? Mergi? Bă, nu se poate așa ceva. Uite, gata mă, așa. Despre ce ziceam, că mi se deconectează controllerul. Nu știu de ce se deconectează, habar n-am. Cred că e de la joc, habar n-am. Nu știu, sincer. Mamă, dar m-am dus și eu. Bine, nu cred că mă mai calific runda asta, pentru că deja au luat ăștia cu mult înainte, iar eu nu am făcut mai nimic, sunt aici în spate, dar ia să vedem, trecem pe aici așa frumos. Bă, poate ne calificăm, cine știe, cine știe, habar n-am. Ia m-am dus așa cu ăsta, nimic. Ar fi bine dacă nu s-ar mai deconecta controllerul, runda aceasta, ia să vedem. Bă, harta asta este ușoară, este chiar ușoară, ia să încercăm să facem și niște scheme pe asta. Bă, dar cred că cam astea sunt toate controlele pe care le pot face, dacă s-ar așa exista. Astea la alte nu au nimic, cred că cam atâta, nu cred că mai e nimic deosebit de atât, adică în afară de X și ăsta de mers și stânga dreapta și așa, să mă uit, nu cred că mai e nimic diferit, adică, da, ia să vedem, trecem și noi pe aici așa frumos, ia și să facem și noi schema asta aici, bamba, n-a vrut, bă, nu mă, hai mă, mă calific și o să ce fac? Aoleo, bă, deci dacă nici acum nu mă calific la harta asta, uite cât am prostit, bă, cât am stat în urmă, bă, nu mai calific. Ba da, sau? Nu! Gata, mă, fix ultimul, mamă, cred că fix ultimul am fost, uite, săracul ăla băiat, nu cred că s-a mai calificat, de era acolo pe linie, dar măcar ne-am calificat noi și hai să trecem cu runda a doua din acest meci și hai să fie o hartă ușoară și să trecem, mamă, vreau să câștig neapărat, apăsați și voi pe butonul de like și subscribe dacă încă n-ați făcut-o, ca să câștig și eu meciul ăsta, dacă vrei să-l câștig, dacă nu, aia, tot să apăsați și așa, da. Băiatul ăla de ce avea skin-ul ăla? E hacker și are un skin diferit sau? Era un skin animal, zici că era skin de Minecraft, era unul în dreapta, nu știu dacă l-ați văzut. Ia să văd dacă vedeți aici. Da, uitați-l ăla de lângă mine, skin-ul ăsta. Skin-ul ăsta nu cred că există, nu? Da, cred că e hacker, are și nume hacker. Hacker, citoș așa. Da, e mișto așa skin-ul. Adică, da, ai putea zice că dacă
un hack de ăsta cu skin-uri, să zic că n-ar fi chiar atât de rău, dar restul să te joci cu hack, gen, să te joci jocul ăsta cum ar veni să ai avantaj să câștigi un match, nu mi se pare nimic wow, pentru că nu e nimic competitiv aici, nu câștigi absolut nimic, e de distracție jocul acesta și n-are rău să te joci cu hack. Adică așa, dacă vrei să spui un skin aia, ce nu există și așa, bă, ăla e ok așa, dar să spui tot felul de lucruri, să te avantajezi, să câștigi un match, nu mi se pare nimic wow. Bă, dar cum se numește harta asta, că nu, harta asta nu arată la customer, nici la Valendo, nici Honey Drop, nici asta nu apare. Nu știu de ce nu apar hărțile astea, dar da, hai mă, bă, încă doi trebuie să moară, muriți și voi, vă rog, dar nu eu, ia. S-a dus cineva? S-a mai dus unul și încă unul, gata mă, am trecut în finală, mamă, să doamnește să nu fie lava rush că m-am topit cu harta aia. Nu pot eu să o fac normal, da, cu controlul, bine, nu știu dacă chiar e o diferență foarte mare, dar totuși chiar ești cu controlul o diferență foarte mare, adică e mai ușor pe tastatură, adică ca așa sunt învățat. Mamă, Hot Wheels, opa, mamă, sunt curios aici la Hot Wheels dacă pot să fac să trec prin partea aia, știi ce zic, să trec așa pe alea. Ia, mă duc așa frumos, bam, bam, bam. Trec aici așa, mai sar încă o dată așa, bam, bam. Mă, dacă prind ăsta aici, să sar direct. Bă, de ce mi-a tras unul ăsta? Bă, ce nesimțit e, bă, băiatul ăsta. Incredibil așa ceva. Ia, pot să fac eu treaba asta pe aici cu controllerul? Da, pot să fac. Mamă, și m-am dus. Du-te, 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 du-te pe verde, verde, verde. Și asta nu cred că e bună. Nu cred că e bună asta, dar tot sunt primul loc. Ah, n-am prins boost-ul. N-am prins boost-ul aici. Of, ia-l prin pe ăsta, da. Mamă, e greu să controlezi într-un fel mașină, adică stânga, dreapta și așa. Mamă, deci trebuie să ține apăsat ca să controlezi. Sau barna. Bă, de ce pierd boost-ul ăsta în continuu? Nu, nu, nu. Of. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, nu te schimba, nu te schimba. Bravo, așa. Și nici aici nu te schimba, te rog, nu te schimba. L-am luat, l-am luat. Și aici, 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 aici. Bine, mă, ne-am calificat, am câștigat cu controllerul. Ce, mamă, cum a fost ăsta, bă, dar mi-a picat asta roșie și asta roșie nu prea e așa bună mașina. Nu știu exact, cred că aia albă și aia albastră erau alea mai bune. Dar totuși am câștigat meciul ăsta, am avut noroc deoarece n-au fost nici ăștia foarte buni, m-am dus și primul. Și asta e ideea, what, mi-a apărut aici, au, mi-a apărut de ăsta de la controller, în fine. Da, obiectivul a fost să câștigăm, am câștigat. Lăsați acolo ideile voastre de challenger în comentarii. Noi ne revedem la un nou alt episod, doamne ajută să prindă și episodul ăsta, să facem și noi cât mai multe episoade din seria asta, pentru că este o serie foarte interesantă, chiar îmi plac ideile voastre și vreau să văd acolo cât mai multe idei atât de interesante cum a fost aceasta, chiar o idee foarte tare, mare like pentru băiatul acela, respect în comentarii și cu voi a fost Rafael, noi ne revedem la un nou alt episod, pa, pa!